Giurgiu are un nou prefect, Dacian Cioloș a decis miercuri schimbarea din funcția de prefect a Ninei Carmen Crișu. Alături de fostul prefect al județului nostru, au fost schimbați și prefecții județelor Hunedoara, Vâlcea și Vrancea. Locul Ninei Carmen Crișu a fost ocupat de Zorinel Niculcea, fost prefect al județului Telorman. Avem încetări de activități ale unor prefecți și numiri de prefecți. Le menționez pe următoarele. Avem o hotărâre de încetare a exercitării cu caracter temporar prin detașare a funcției publice în funcția publică de prefect în județul Giurgiu de către doamna Crișu Nina Carmen. Avem următoarele numiri prin aplicarea mobilității pentru domnul Niculcea Zorinel din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de prefect al județului Giurgiu. Zorinel Niculcea a fost prefect de Telorman în 2007-2009 și 2012-2013. Este născut și crescut în Telorman și nu a avut până în prezent de a face cu viața politică din Giurgiu. Alături de cei patru prefecți, guvernul Cioloș a schimbat din funcție și doi subprefecți din județele Bacău și Sălaj.